Sponsori: Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii, Catena. Oh. Dar de ce nu, mă? Chiar nu înțeleg de ce nu. Floru, nu înțeleg de ce insiști. Ce să cauți tu în juriu? Sunt destule femei acolo. E 3 la 2 pentru femei. A, te pomenești că vrei tu să te duci. Să fie 3 la 3. Să ajungi la penaltiuri cu doamna Cornelușa. Vorbești prostii. Tu ai fi bună de analist sportiv. Eu aș fi bună și pe meteo, dacă vrei să știi. Că eu știu când plouă. Că atunci mă dor pe mine oasele. Când plouă, cu o săptămână înainte. Orice, dar nu, la teleșcoală să nu te faci. Să nu te bagi la teleșcoală, că săracii copii o să rămână repetenți dacă le predai tu. E, dar de ce, mă? Păi numai în pauze i-aș lăsa. Și aș face cu ei educație fizică, atât. Da, pe adevărat, ce să facă ei matematică? Ce să faci cu matematica? Ce așa e grea? Chiar că e grea. Și nu-ți folosește la nimic. Tu știi să cer restul la magazin? Păi nu știu, aia zic. Am cardul, bag cardul, să se descurce cardul. Să adune și să scadă cardul. Vezi, fă? A năvălit tehnologia asta modernă peste noi. Ne-a călărit inteligența artificială. Foarte bine, că nu ți-a plăcut prostia naturală. E, acum să te speli pe cap cu inteligența artificială. Și știi ce? Hai, te rog frumos, lasă-mă în pace, că începe emisiunea. Și n-am apucat să-mi pilesc unghiuțele. Da, ai dreptate. Hai să începem. Atenție, numărătoarea inversă. 3, 2, 1! Mi-ai spart timpanul. Mulțumesc. Și... Doamnelor și domnilor, Iuliana Tudor! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun venit la o nouă ediție Vedeta Populară, un talent show cu și despre folclor, un program iubit de toți românii. Ne-am convins de acest lucru la preselecțiile din toată țara, acolo unde au venit mult mai mulți concurenți decât ne-am așteptat. După ani dificili prin care am trecut, am simțit parcă mai mult ca niciodată importanța muzicii și în special a folclorului în vindecarea sufletelor oamenilor. În această seară se vor întrece la Vedeta Populară 5 concurenți extrem de talentați, selectați din toate zonele țării. Cel mai bun va merge direct în semifinală. Vă reamintesc faptul că ocupantul locului 2 are din acest sezon o nouă șansă de a se califica în etapa următoare. Decizie care se va lua la finalul celor 7 ediții preliminare, în urma unei trageri la sorți. Marele câștigător al sezonului va primi un premiu consistent în valoare de 100.000 de lei. Vă reamintesc, este oferit și de această dată de sponsorul principal al emisiunii noastre, Catena Farmacia Inimii. Le mulțumim foarte mult pentru că sunt alături de noi. Este momentul să le spun bun venit membrilor juriului nostru. Grigore Leșe, bună seara! Bună seara! Elize Stan, bună seara! Bun găsit tuturor! Niculina Stoican, bună seara! Bună seara! Cornelia Rednic, bună seara! Bun găsit! Și Bogdan Mihai Simion, bună seara! Bună, Iuliana! Vă rog să-mi permiteți să spun bun venit membrilor orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, dirijor Mihai Cotos. Bună seara, bine ați venit și succes domnilor! Mulțumiri Centrului Cultural Bucovina, manager Sorin Filip, pentru sprijinul acordat. De asemenea, mulțumiri speciale Consiliului Județean Suceava, domnului președinte Gheorghe Flutur, pentru sprijinul acordat în legătură cu prezența domniilor lor aici. 5 concurenți, așadar, din toată țara, așteaptă în culise cu mari emoții să înceapă prima probă. Vor interpreta un cântec din zona pe care o reprezintă în concurs. Și prima vizită din această seară este în țara moților. O studentă la psihologie, care crede în terapia prin cântec, urcă pe această scenă pentru a-și împlini visul, acela de a cânta muzică tradițională. O cunoaștem astă seară pe Roxana Mărginean, din Alba Iulia. La vârsta de 6 ani, mama mea a descoperit acest talent și a zis, tu ai voce, trebuie să te duc la canto. Și am mers la ulterior la canto, până în prezent. Am făcut și canto jazz, dar tot timpul am avut o înclinație spre folclor, datorită și străbunicului meu, care cânta la vioară. Cred că de acolo se moștenește acest talent.
Atunci când sunt pe scenă, pe lângă aceste sentimente plăcute, mai sunt și emoțiile, care uneori sunt constructive, uneori nu. Astea trebuie să învăț să le gestionez. Încerc să fac asta, dar când sunt acolo, uit toate exercițiile de respirație, uit tot. Bună seara, Roxana! Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Să auzim ce spune juriul. Bogdan, te rog! Am simțit că ai niște emoții colosale, care pe alocuri te-au copleșit. Mai ales pe final, simțeam că îți dorești să se termine. Și atunci, bineînțeles că eu îmi doream și eu să se termine, ca și tine. Și mai ai grijă, totodată, n-am să mă leg de repertoriu, pentru că știu că se va vorbi de repertoriu. Ai grijă când strigi, să nu fie strigat, să încerci să strigi melodizat, pe cât posibil, să rămâi în armonia pe care ți-o oferă banda de lăutari sau, în cazul ăsta, orchestra. Mulțumim! Cornelia, te rog! Roxana! Uite-o pe Cornelia! Uite! Dragă mea, nu se punea! Am simțit emoțiile tale pe prima strofă, după care te-ai mai armonizat, așa, mai trecut. Simțeam că poți și mai mult, că poți să strălucești și mai mult de atât, așa că mi-aș dori ca la proba a doua să fii mult, mult mai bine. Mulțumim! Mulțumesc. Niculina, te rog! Este clar că tu poți să-ți conduci glasul inteligent, că de la strofa a doua și a treia ne-ai arătat ce poți să faci. Pe dozaj, pe interpretare, pe căldură, pe mod de a transmite. Dar ai început cu emoții. Tocmai de aceea nu trebuie să-ți judeci restul vieții pe un moment. Succes! Mulțumesc frumos! Mulțumim! Eliza Stan! Draga mea, există întotdeauna loc de mai bine, dar tu ai fost bine. În primul rând ai spart gheața. Ceea asta este cumplit. Mare lucru. Mai trebuie un pic, poate la ambitus, un pic pe registrul acut. Nu a fost chiar cum trebuie, dar ai pășit cu dreptul. Succes în continuare. Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog. Melodiile acestea din genul neocazional au mari afinități cu maneaua. Deci pentru viitor să fii atentă cum îți alcătuiești repertoriu. Acum la arătare. Spune-mi ce ai în straită. Ceva care să umple, să arate cât de cât bine. A, să arate? Deci n-ai nimic. Nu am acum. Și atunci de ce umbli cu straita? Emoțiile le are. Așa, bravo, Floarea. Ce ți-a zis eu? Lasă trai, staci, nu că le iau cu mine. Lasă trai, staci, că te zăpăciși. Uite, nici nu știu și ce mai ai în ea. Emoții are. Nu da, vezi că stai într-o parte? Păi, Iuliana, una deci, peste alta... Deci, lasă-mă să scriu și eu ceva. Una peste alta, stai, cum o cheamă? Roxana. Roxana.
Ai înțeles ce ți-am spus? Am înțeles, mulțumesc frumos. Dar Doamne, nu este părere să ne cânte acum, Grigore. Ce? Un fragment. Cântă, ce gândești tu? Ai, cât e doruri spălume. Vezi, mai alta. Vai. Dar nu le pot spune pe nume. Bun, bravo. Ce hai că mi s-a făcut dor de satul meu, mă duc acasă, mai zăpăcit. Dacă nici asta nu ți-a plăcut, să știi că eu îmi dau demisia. Roxana, a fost un cântec, vezi, frumos. Parcă aici te-ai arătat mai bine. Așa că, ia... Pa! Pa și pusii! Ne vedem la proba a doua! Succes! Succes! Mulțumim! Ce bine, doamna Elize, că i-ați cerut să cânte. Păi da, da. Dar s-a văzut și în prima piesă, în afară de prima strofă, s-a văzut. Păi leșe, dacă... A, dacă nu spuneați dumneavoastră, nu-i cerem. Da, am de adevărat. Ia uitați-mă, ca și copii. Deci dacă nu spuneți, nu mă supăr, mă, nu mă supăr. Eu te iubesc, mă. Păi și eu vă iubesc, domnule, dar păi... Ia, opa! Ia, iubiți-vă să vă vedem și noi! Păi zi de joc, domnule, să joc un joc cu doamna Elize. Păi dară! Nu! Hai, dragul Nicu, cine e joc? Ce numai? Domnule, ce poate juca cu doamna Elize? Hai că miroasă, abusă eu! Și noi două, ce? Hai una, una și una, până răsări luna! Hai luna, răsări târziu, nu știu, mi-are și să viu! Și apoi să ziceți, doamna Elize, că nu vă iubesc! Bravo, bravo! Super, super! Și cu strigături, domnul profesor. Da, s-ar ați lipsit de la lansarea cărții. Auzi ce trebuia să răspunzi când te întreba ce ai torbiță? Ce ai întreba? Emoții, nu? Nu, no. 1000 de euro. Și ce să faci cu ei? Ce să faci cu ei? Îi dau la sfârșit dacă merită. Că tot a venit vorba de... Manea, fără număr, fără număr pentru juriu din partea mea, să trăiți... Următorul concurent a găsit rețeta perfectă de a combina folclorul cu muzica clasică. A început să studieze viola atunci când a aflat că este instrumentul cu sunetul cel mai apropiat de vocea umană. Aflăm mai multe despre Daniel Breban din Baia Sprie. Eu mă numesc Breban Daniel Andrei, sunt din Baia Sprie, Mara Mureș, dar provin dintr-un sat numit Chius Baia, locuri cu oameni frumoși și plin de tradiție. Îmi plăcea foarte mult să bat ritmul în oalele pe care mama le avea în bucătărie. Și faptul amuzant este că ea tot timpul lega dulapurile de la bucătărie ca să nu am acces la oale ca să le bat toată ziua. Mai apoi am luat legătura cu niște profesori. Am început mai întâi cu canto, iar mai apoi cu vioara. Iar din clasa a șaptea am luat decizia de a mă trece pe violă, care este cumva sufletul meu pereche, este instrumentul care cred că mi se potrivește cel mai bine. Îmi place foarte mult să cânt în orchestră, ca drept dovadă faptul că am participat 2 ani consecutivi în Orchestra Junior a României, iar de curând am fost selecționat în Orchestra Națională de Tineret a Olandei, unde participă copii muzicieni din toată lumea. Jelui maș și n-am cui de doruțu oarecui. Hai, hai, mașelui, codrul lui, dar nu crede nimărui.
mână-i frunza pădânsul, nu vrea crede la altul. Mamă, ce bine ține și respirația. Hai, hai, dacă frunza-i aptica, nu știu, crede-mă, urba. Cine n-are doruri grele, nu horea horile mele. Mamă, deci mă trec fiorii. Hai, hai, mă lăsă să le cânt eu, că eu știu ce-i dorul greu. Hai, hai, cam eu dor cu oarecui, o trecut vârful la grui. Wow. Oh, ce frumos, Doamne, foarte fain. Da. Bună seara, Daniel. Bine v-am găsit, bună seara. Bine ai venit la Vedeta Populară. Grigore Leșe, vă rog. Să luăm pe rând. Textul a fost foarte frumos. Cântecul, la fel, are o cadență pe treapta a șasea, și asta mă face să apreciez foarte mult structura muzicală. Eu am înțeles ce zice, după pentatonică, ce? Eu am înțeles tot. Dacă vrei să traduc. Au fost acele opriri pe care tu le-ai marcat foarte bine, știi, și s-a creat un spațiu. Când marchezi acel spațiu, afli adevărul. Și cum ești îmbrăcat? Se potrivește cu ce ai cântat. Tu să știi că a fost pe aici s-o părânda mulți după Maramureș. Mă, tu mie mi-ai plăcut. Adică, mă bucur. Tu mie mi-ai plăcut, mulțumim. Adică astăzi te-ai prezentat foarte bine. Mulțumim foarte mult. Mergem mai departe. Niculina, te rog. Mă gândeam la mesajul acestei emisiuni. Veniți aici tineri care nu se știe unde o să vă poarte viața și pe ce cărări o să ajungeți și ce profesii o să abordați. Dar mă bucur din suflet că parte din ce înseamnă construcția voastră ca oameni, ca români, este această emisiune. Și îți doresc din sufletul meu să ai parte de cărări pe care să le explorezi cu toată deschiderea și cu tot talentul pe care l-ai. Mulțumesc mult! Bogdan, te rog! Daniel, momentul tău a fost absolut senzațional. Unde mai pun că ai 17 ani? Unde mai pun că studiezi viola? Și unde mai pun că te cheamă Breban? Brebu, știi că e castorul, care e animalul meu spiritual. Îmi place foarte mult, așadar dacă te cheamă Breban, e destul de... ești preferatul meu din acest sezon. Te felicit, Daniel. Mulțumesc mult. Până acum. Nu știm ce-o mai veni. Am văzut 3 ediții. Am spus până acum. Așa. Cornelia, te rog. Deci eu am inima plină de bucurie și de lumină. Sunt mândră că veniți asemenea copii de la mine din Maramureș. Senzațional momentul. Nici nu știu dacă e cazul să mai spun ceva, să-mi dau vreo părere. Pur și simplu, mare bucurie ne-ai adus. Felicitări. Frumos. Superb. Mulțumim. Eliza Stan. Eu apreciez la tine faptul că tu ai dat atenție tuturor elementelor interpretării, inclusiv dicției. Ai fost foarte atent la trecerile pe care le-ai făcut între registre. Chiar a fost o interpretare exemplară. Bravo! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Succes! Ne vedem puțin mai târziu! Mulțumesc! Ne mutăm la Iași, doamnelor și domnilor. Cristina s-a obișnuit de mică să se descurce singură. Părinții au plecat la muncă în străinătate când ea avea doar 10 ani. Însă toate greutățile prin care a trecut au reușit doar să o întărească. O cunoaștem împreună pe Cristina Manea din Iași. Mm.
am descoperit că îmi place muzica de la vârsta de 5 ani. Am cântat mai întâi în corul bisericii și de acolo am hotărât împreună cu părinții mei să continui la un curs de canto popular. Părinții mei sunt plecați în străinătate. Am rămas singură din clasa a patra. Copilăria mea nu a fost neapărat fericită. Am simțit lipsa părinților în mare parte. Uneori mai dormeam cu verișoara mea, dar în mare parte am dormit singură. Mama, înainte să plece, mi-a scris rețete pe un caiet. Și când voiam să-mi fac mâncare, îmi luam caietul și făceam mâncare după rețetele mamei. Și așa am învățat și să fac mâncare. Cred că nu ar trebui să judec sau să îi critic pe părinții mei pentru chestia asta, deoarece au mers în străinătate pentru binele meu. Bună seara, Cristina! Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Am aflat din povestea ta că părinții au plecat la lucru în străinătate. Cu cine ai rămas tu? Cine s-a ocupat de tine? Inițial am rămas cu o verișoară și apoi singură. O verișoară mai mare? Da, o verișoară. Câți mai ani? Mare. Nu, cred că avea 18 ani. Cum singură? Așa, ați rămas singure? Da, da, da. Și cum v-ați descurcat? La început a fost puțin mai greu, apoi ne-am obișnuit și a devenit mult mai ușor. Hai să auzim. Cornelia, te rog. Tof, Doamne. La ce vârstă ați rămas singure? Eu eram în clasa a patra. Hai de viața mea. Nici nu știu ce să mai spun. Da, mă bucur că tu ești un copil frumos și că la 19 ani și trecută prin greutățile vieții, tu zâmbești frumos și ești frumoasă și dorești să faci ceva cu viața ta și dorești să faci lucruri foarte bune. Ai venit aici la Vedeta Populară, ai ales un drum curat, un drum frumos. Asta mă bucură tare mult. A fost un moment frumos. Mulțumim. Niculina, te rog. N-ai cum să-mi lași marcat de o asemenea trăire. Un copil rămas în clasa a patra să stea să... Ce mănâncă, cum doarme, dacă a visat urât, dacă e bolnăvior, dacă sunt copii care în clasa a patra li se noadă și returile de către părinți. E dincolo de puterea mea doar dacă stau să fac un exercițiu, ce ar trebui să facă un copil în clasa a patra și ce ai făcut tu. Trecând peste ce trăiești,
aș vrea să fiu un picuț mai atentă la dicție. În rest, ești o prezență frumoasă, veselă, cu un costum frumos și o interpretare frumoasă. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumim, Bogdan, te rog! Cristina, aș încerca artistic să canalizez tristețea asta pe care o resimt în momentul în care vorbesc cu tine înspre muzică. Ție ți s-ar și potrivi niște cântece de genul ăsta mai tare decât cuiva care face pe tristul. Altminteri, să te vedem și la proba a doua. Mulțumesc! Mulțumim! Elize Stan! Tu ai un tonus extraordinar de bun și ai o aliură minunată. Felicitări! Succes în continuare! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Ia, dați-vă! Liniște! Liniște! Începe și vorbește Leșe! Eu n-am înțeles ce ai zis. Pentru că viteza a fost prea mare și atunci în viteza aceea nu se înțeleg sunetele. Ești foarte bine, te-ai îmbrăcat frumos, ai motive frumoase și pe pieptar și pe zadii, una peste alta. Să fii atentă când cânți, să înțeleagă lumea ce cânți. Doamne ajută! Mulțumesc! Cu glas stins, mulțumesc! Mai curaj pentru proba a doua. Succes! Cristina, zicea floarea mea, că băi, la concurs s-au venit numai fete frumoase. Mulțumesc. Parcă zici că va alege cineva de pe undeva. Sau le alege? Dumnezeu le alege, cum a ales și pe mine. Ce, nu-s frumoasă? Nu te fădeci cu prostiile tale. Nu, mi-a plăcut mult. Mulțumesc. Foarte mult, iar mi-a plăcut mult mai mult decât i-a plăcut floarea. Înțelegi tu ce vreau să zic. Doamnelor și domnilor, acum vă invit să ascultăm un moment pregătit de orchestra ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, dirijor Mihai Cotos. Domnilor, vă rog!
Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Mulțumiri de asemenea, Rea Costa, pentru ținuta mea din această seară. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem în câteva minute cu Vedeta Populară. Farmacia inimii, Catena. Sponsor Oșan. Farmacia inimii, Catena. Floru, da. Sincer acum, mie mi se pare că domnul Leșe e prea aspru cu concurenții. A, nu, joacă un rol. Nu, știi ce de comitet e pe hol? Hă? Eu mai discut cu dânsul. Tu? Da. Vorbești cu domnul Leșe, da, pe coridor? Da. Și ce vorbești cu el? Despre pentatonică. Sunt niște muzici de le învață dânsul la ocarină, la tulnic. A, da? Uh-huh. Și tu ce zici? Și nimic. Dau din cap că înțeleg și zic și eu ceva din gură, ce-mi vine. Și ce-ți vine? Îmi vine să te dau afară din backstage, ce mă tot întrebi atâta? Păi zici și mie ce-ți vine să cânti atunci când ești în pauză cu domnul Leșe. Fotolul din odaie, na? Cânt și eu ce-mi trece prin cap în clipa aia. Cap ai? Minte, ce-ți mai trebuie? Cine minte, mă? Băi, fă, la câte întortocheate înțelegi tu limba română, mă mir că ai nimerit ușa la lift. Păi ce? Eu n-am urcat cu liftul, dacă vrei să știi. Că scria pe el că e revizie de mâine. Păi eu când ți-am spus că tu la sport ești bună... Păi să știi că nu-i de acolo să urci 12 etaje și să le scobori toate într-o singură zi. A, apropo, eu aș putea să fiu și antrenoare de maraton, de scări. A, antrenoare de joc, de glezne, aia e. A, apropo de glezne, eu cred că o să plouă iarăși pentru că mă doare o gleznă. Păi te doare de la câte trepte urcași, de-aia nu le mai simți. Treptele? Gleznele, nu treptele. Eu ce mă fac? De ce? Păi dacă mă invită careva la joc, ce mă fac? O să joci și tu, iepurele șchiop. O să joci într-un picior și o să dai mai mult din gură. Hai că tu ești bună la chinuit, la chiuit. O să chiui. Fuflor, dacă stau să mă gândesc bine, asta ți se potrivește perfect. Antrenoare de chiuit. Hai mă, lasă-mă, ce mă fac? Fă iepurele șchiop și hai să avem treabă cu concurenții. Hai. Da. Dragi prieteni, ne-am întors cu Vedeta Populară, ediția a treia din noul sezon. Următorul popas este la Brăila, cea mai grea perioadă din viața următoarei concurente. A început în timpul pandemiei, atunci când a fost nevoită să meargă în Anglia la muncă. Cei 2 ani petrecuți acolo au fost singuri în care a renunțat la muzica populară. Să o cunoaștem împreună pe Marta Pârvu din Brăila. De când eram foarte mică, la vârsta de 7 ani, voiam să cânt muzică ușoară. Dar am ajuns la Casa de Cultură și acolo am început ușor-ușor să mă retrag spre folclor. Inclinația spre muzică o am de la bunicul meu, care cânta la cimpoi, și am zis să-i duc mai departe această pasiune. În clasa 8 am fost la acordeon, dar mi-am dat seama că nu pot ține acordeonul în brațe. După am terminat facultatea de arte, specializarea interpretare muzicală canto clasic și recent sunt la master artă spectacolului liric, specializare. Muzică lăutărească, bineînțeles, îmi place foarte mult, chiar dacă este o muzică complicată și nu toată lumea o înțelege. Muzica ușoară, la fel, îmi place foarte mult. O cânt nu la nivelul de performanță, dar la un nivel mai mediu. Îmi doresc să fac performanță din muzica populară, pentru că este un gen care mă definește. Nu cred că îmi lipsește nimic. Sunt foarte încrezătoare și acolo unde îmi doresc să ajung, acolo de obicei ajung. Surăței mai prin salcâmi și printre tei mai te iubesc și te îndrăcesc plai frumos românesc. Hai,
Vatră veche la curezii măi, printre cu pădurea vișoara ce se întinde în toată sarea. Hai, bără, eu te cânt și te doinesc, măi, bărăcanul meu iubit, cântecul te-alinat. Iar când mugurii floresc, măi, albinele se-nmulțesc, măi, grânele din bărăgan seara. Bună seara! Bine ai revenit! Bine v-am găsit! Câți ani aveai când ai fost prima oară la Vedeta Populară? 16? 17? 17 ani. 17 ani. Între timp a terminat și facultatea, între timp are și o familie și copii, foarte activă, într-o perioadă foarte scurtă de timp, ai 23 de ani. Bun, păi să auzim atunci. Grigore Leșe, vă rog. Textul ăsta mi s-a părut destul de, să nu spun banal, grânele din bărăgan ne hrănesc încă un an. Mă, nu știu cum să spun, mă. Nu poți, mă, să vii cu texte din astea așa. Eu am ascultat multă muzică din zona Brăilei. Acolo sunt niște texte epice, fantastice. Am ales să cânt această doină pentru că a fost cântată de străbunicul meu. Necântată de nimeni. Păi și la mine mama, câteodată îmi cânta tot felul de texte. Și asta cântam eu când eram eu la oi, când eram eu la vaci. Păi era la vaci, dar era numai e cu e. Acolo așa, a râs foarte bine, abia aștept celelalte probe. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumesc. Mulțumim, Eliza Stan, vă rog. Folclorul înseamnă mult mai mult decât glas. Tu ai glas, știi să dai interpretare fragmentului muzical pe care l-ai de cântat, dar nu este suficient. Mulțumesc mult pentru sfaturi, de aceea am venit la dumneavoastră. Succes! Mulțumim! Niculina, te rog! În primul rând că nici structura melodică a ceea ce ai cântat tu n-are nicio legătură cu zona din care vii. Acolo era mai mult către Oltenia, către Muntenia, către orice vrei tu, în niciun caz către Brăila. Cântecelul acela poate fi al străbunicului tău sau de la el auzit, dar nu se știe de unde l-a luat el. O fi fost cumva prin Oltenia, prin l-a învățat, l-a adus acolo, dar voi trebuie să știți să faceți aceste deosebiri. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumim, Bogdan! Brăila era un oraș de greci, unde toată lumea cânta sinuos cu viorile și asta se întâmpla acum 300 de ani, adică nu pe timpul dacilor. Și în bărăgan, știi cine a ajuns? În general, oamenii pedepsiți. Pe care regimul îi pedepsea, îi deporta, îi trimitea acolo unde trebuiau să sape toată comunitatea în pământ sterp și uscat ca să scoată apă din piatră seacă, cum spune românul. Și sigur că străbunicul tău o fi venit de undeva din părțile mai din vest, adică mai din Oltenia, și cânta și el, sărăcuțul, ce-o fi auzit pe la vreun activist cultural până scenele alea vopsite cu roșu unde le puneau filme ca să-i educe în nou spirit. Le puneau Răsună Valea, le puneau și niște muzică rusească la început și la sfârșit îi trăgeau și cu populare. Dar nu tot ceea ce ai auzit
este și potrivit. Hai să zicem că n-a fost ziua ta astăzi. Mulțumim și ne vedem și eu. Proba a doua. Din punctul meu de vedere, consider că am cântat foarte bine și au spus și ei la rândul lor că am cântat bine, doar că n-am ales bine repertoriu. Dar nici nu mă interesează, că nici nu caut. Ferească Dumnezeu. Nu, am alte gânduri eu, că o să fiu de acord cu ei, da, da. Ne vedem la proba a doua, că nu se știe, știi cum se schimbă lucrurile, viața asta adevărat, e de la secundă surprize. La secundă, păi da? Și odată poate să zică, ce dacă mă n-a nemerit ea cântecul are voce la bună? Primă? Cântă bine. Ei, fata! A, lasă fata să uite facă! Uite că ne-a convins la proba a doua, așadar mergi cu încredere proba a doua, acolo să fii cea mai bună. Cuvintele sunt de prisos. Am vrut să zic. Mulțumesc. Așa că îți dau două palme. O situație inedită, doamnelor și domnilor, în sezonul al 9-lea al Vedetei Populare. Profesorul câștigătoarei de anul trecut schimbă locul cu eleva lui și devine concurent. Îl cunoaștem pe Mihai Mihaescu, reprezentant al zonei Telerman. Mi-a plăcut dintotdeauna foarte mult chitara clasică. În ceea ce privește folclorul, a fost o surpriză chiar și pentru mine. Prin 2016 a apărut la mine în clasă, în clasa unde predau eu la Liceul Pedagogic din Craiova, a apărut o fetiță, Maria Chivu, care avea în ea pur și simplu un portal prin care se deschidea folclorul străvechi. Am încercat să văd cum pot să ajut copilul acesta și ușor, ușor, am ajuns la concluzia că poate lucrul cel mai important de făcut acum în muzică ar fi păstrarea acestei autenticități suferinde a folclorului tradițional, a folclorului autentic românesc. Și m-am îndreptat spre domeniul acesta, iar acum încerc, vedeți, să promovez autenticitatea folclorică, încercând să cânt eu însumi, încercând să ofer în felul acesta un exemplu pentru cei de orice vârstă din România. Am întrebat-o înainte de a merge la Vedeta Populară, zic, uite, cum ți se par piesele astea pe care le cânt eu? N-a zis nimic, doar am văzut-o cum îi curg lacrimile, dar mi-a fost suficient, n-am mai văzut-o altă dată în postura aceea. De asta am venit eu aici, să le spun oamenilor, oameni buni, folclorul nostru moare, e pe citostatice. Ce facem?
ziua, domnule profesor! Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! Acum mă bucur să vă văd în scenă, ne-am întâlnit în culise atunci când a susținut-o pe Maria Chivu, câștigătoare a sezonului Vedeta Populară, și vreau să știu ce v-a determinat să schimbați aceste roluri. Cu cine v-ați sfătuit în legătură cu participarea? Nu m-am sfătuit cu nimeni, să știți. Pur și simplu v-ați dorit. Pur și simplu am o datorie față de locurile astea. Folclorul românesc e în derivă. Slavă Domnului că mai există așa câte o emisiune cum faceți dumneavoastră, că se caută autenticitatea și se răsplătește bine autenticitatea pe aici, pe la dumneavoastră. Cam de asta am făcut eu schimbarea aceasta, virajul acesta dinspre muzica clasică cu care trăiam înainte, înspre folclorul spre care m-au deturnat copiii de la liceu. Să auzim ce spune juriul. Bogdan, te rog. Comentariile pe care le-am avut cu privire la instrument, le repet și acum, nu am înțeles pentru nimic în lume de ce ați ales să tastați această minunăție de instrument care, prin definiție, este netastat și netastabil. Instrumentul cobză, în special cobza românească, nu cobza, era să zic rusească, cobza basarabeană, care a apărut în vremea din urmă, cu gâtușorul un pic mai lung, care mă duce cu gândul la mandoră, la bandurlă sau la mandolină, a fost tastată. Mie mi se pare că îi ucide tocmai farmecul, glisul. Să asta spunem și pentru cei care ne privesc ce înseamnă să fie tastat acest instrument. Liniuțele alea pe care le vedem, nu știu cum să le explic, pe gâtul acolo, instrumentului, unde exact. Acolo știm precis că acolo e nota do, acolo știm precis că e nota re, dar se omoară foarte mult din hazul acestui instrument. Domnul Nicolae Dron, pe care aș vrea să-l salut cu ocazia asta, de la Gura Galbenei Cimișlia din Basarabia, ultimul constructor de cobze pe care l-am mai găsit. În România eu n-am mai găsit, am găsit unul în Republica Moldova. Îmi spune, doriți cobză românească sau cobză rusească, de asta de ne-au adus-o în anii 70? N-aș vrea să o transformăm în aia. E bine să fie și una și cealaltă. Eu zic că eu vreau vodcă românească, dacă se poate. Și dacă se poate, o văd că netastată, adică vreau să o tastez eu. Tastează-te, fă cu niște țuică de la Țugurlan. Asta era cu vodka, că noi nu facem vodka. Mulțumim. Niculina, te rog. Da, frumos. Noi când spunem Telorman, ne așteptăm să auzim așa, felul în care dumneavoastră ați interpretat. Este o onoare și o bucurie să vă avem în fața noastră și să știm că ghidați niște copii, că aveți grijă, așa cum spunem de fiecare dată, de ce ne aparține, de ce este identitar. Eliza Stan, vă rog. Mi s-a părut că dumneavoastră exagerați puțin cu fragmentarea frazei, în sensul că aproape cântați silabisit. Poate un pic legato i-ar da mai multă expresivitate, dar încolo a fost bine. Mulțumim! Grigore Leșe. Mi-a plăcut stilul acesta, cu ignituri. Mi-a plăcut cum v-ați purtat vocea. V-ați prezentat foarte frumos și pentru zona aceasta de sud, aici din Teleorman spre Dunăre, dumneavoastră deveniți un exemplu pozitiv pentru toți tinerii. Eu vă felicit! Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, ne vedem mai târziu cu domnul profesor. Înainte de asta însă, în culise, trebuie să mărturisesc telespectatorilor, se află Maria. E cu dumneavoastră. Ce frumos! Acum mai rog pe colegii mei, probabil că ea nu e pregătită, am să o rog să o aduceți aici, în scenă, pe Maria Chivu. Dacă e pe aproape, Mariața, vă rog din suflet. Uite-o! Cred că e o bucurie și pentru juriu să o revadă și pentru cei de acasă. Bună seara, draga mea! Vino aici lângă mine, te rog. Mă bucur tare mult să te văd. Și eu foarte mult. Mulțumesc de invitație. Dar cum e să fii cu domnul profesor? Acum trebuie să te întreb pe tine. Cum a fost domnul profesor? Adică acum imaginați așa că ești acolo la masă. Și zine tu, cum a fost? Pentru că eu știu și ce s-a întâmplat înainte. Domnul profesor s-a pregătit foarte, foarte mult și... Of. Mă scuzați. E așa o legătură puternică între voi, nu? Elev și profesor. Și această legătură specială sper să nu se termine niciodată pentru dumneavoastră. Ne vedem mai târziu, domnule profesor. Vă las să împărtășiți această emoție și mă bucur tare mult că avem posibilitatea, iată, să constatăm că ceea ce trece de la o generație la alta, într-un sens, dar și în celălalt, sunt emoții pure, emoții curate, care se întâmplă între oameni speciali. Este un noroc, să știți, ca un tânăr, un copil, oricine, să întâlnească în viața sa un mentor potrivit.
Și aici, dacă îmi permiteți, fac încă o dată o pledoarie pentru relația mea cu mentorul meu, un mentor pe care l-am întâlnit în urmă cu 23 de ani, datorită căruia sunt la microfonul acesta și mă înclin încă o dată. Am fost norocoasă pentru că v-am întâlnit, Elize Stan. Mă înclin și vă mulțumesc pentru tot ceea ce știu. M-a influențat puțin relația aceasta dintre ei și cred că și noi două suntem la fel. Și am ținut cu dinții de această relație, s-a văzut în programele noastre, s-a văzut în tot ceea ce am construit împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu mă bucur, iată, că suntem din nou aici, una lângă cealaltă. Asta mulțumesc! Vă iubesc! Vă iubesc! Frumos! Da. Prima probă a luat sfârșit. Conform regulamentului, doar 4 dintre concurenți vor merge mai departe. Să-i invităm în scenă. După prima probă, vom afla cine ocupă locul 5 de la Elize Stan. Vă rog. Aș avea puține emoții că nu trec în proba a doua, dar... Dacă așa decide juriul, înseamnă că trebuie să mă mai pregătesc. Părerea lor contează pentru mine, nu pot să zic că nu contează, contează foarte mult pentru mine, dar eu sunt încrezătoare în puterile mele și merg mai departe, indiferent de situație. Nu am nicio emoție legată de faptul că n-aș trece în proba a doua. Eu cred că succesul primei probe e garantat. Acum, nu știm ce zic jurații. Pe locul al cincilea astăzi, se află Cristina Manea. Mulțumesc! Cristina Manea, felicitări celorlalți patru care merg mai departe. O să te rog să rămâi aici în centru, pe dumneavoastră vă invit în culise, alături de colegii mei. Draga mea, acum ai posibilitatea de a susține duetul pregătit pentru a doua parte. Succes în tot ceea ce vei face și iată o invită în scenă pe Claudia Martinică. Trenguță verde de fa, gran candelela, păi ăsta-i jocul și ne-i drag, gran candelela. Trenguță verde de fa, gran candelela, păi ăsta-i jocul și ne-i drag, gran candelela. Hai de bani, joacă, joacă, nu te da, bătușita, uite, uite așa. Hai de bani, joacă, joacă, nu te da, bătușita, uite, uite așa. Bădiță, hai la joc, gran candelela, păi cum șo de vremea în loc, gran candelela. Hai, bădiță, hai la joc, gran candelela, păi cum șo de vremea în loc, gran candelela. Dijo știni, altu știu că n-ai căta, din o bade, în joc ai lăsa. Dijo știni, altu știu că n-ai căta, din o bade, în joc ai lăsa. Și eu arată-l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 
Mulțumim foarte mult, draga noastră. Succes pe mai departe și acest zâmbet minunat, da, să nu te părăsească niciodată. Noi te așteptăm încă o dată aici, la concurs. Vă mulțumesc. Da? Mulțumim și noi. Toate cele bune. Mulțumim. În proba a doua, doamnelor și domnilor, concurenții rămași vor susține un duet alături de artistul preferat. Vă reamintesc, poate fi o vedetă, un profesor sau un prieten drag. Se cunosc de 10 ani, dar este prima oară când cântă împreună pe o scenă importantă. Roxana Mărginean va cânta în duet cu profesoara ei de canto, Leontina Fărcaș. Seara. Bună seara! Încă o dată, iată, profesor și elev la Vedeta Populară și Leontina Fărcaș este un profesor care a dat foarte, foarte multe talente. Ce ne spuneți despre ea? Ce să vă spun, că mi-e foarte dragă, că e atât de frumoasă, că și glasul este frumos, cred că va reuși prin muncă să ajungă acolo unde își dorește. Cu toată încrederea alături de dumneavoastră, întotdeauna. Vă mulțumim și noi pentru că i-ați fost alături și îi sunteți în continuare, în această poveste minunată. Bun, să auzim juriul. Elize Stan, vă rog. La această probă ți-ai ales bine și cântecelul a fost un cântec frumos, așezat și l-ai cântat foarte bine. Bravo. Mulțumesc frumos. Grigore Leșe, vă rog. Textul a fost bine ales și nu s-a folosit tra-la-la-la-la-la. S-a încercat ca textul să fie coerent și să spună o poveste pe un cântec de joc. Iată că se poate face și o poveste pe un cântec de joc, dar trebuie să știi cum alegi. Felicitări! Mulțumim! Cornelia, te rog. Eu v-am admirat de cum ați pășit în scenă costumele. Amândouă v-ați potrivit îmbrăcămintea. Apoi, dacă stau să analizez limbajul trupului,
Erai foarte atentă cu totul la doamnă, să-i arăți respectul tău, chiar dacă indirect. Nu trebuia să-i te adresezi, ci pur și simplu prin prezența ta. Se vede că îi mulțumești și că îi porți respect. E un lucru extraordinar. Mi-a plăcut. Un moment foarte frumos. Mulțumesc frumos. Te felicit, draga mea. Mulțumim. Bogdan, te rog. Trebuie să reușești să îți depășești emoțiile. Încearcă să fii un pic mai vie. Cred că te va ajuta. Nu cred că trebuie să uităm că se cheamă vedeta populară. În rest, a fost foarte bine, Roxana. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Ne vedem la proba a treia. Succes! Dragii mei, ne întoarcem imediat. Concursul continuă după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Farmacia inimii, Catena. Sponsori: Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii, Catena. Am revenit cu vedeta populară a treia ediție din acest sezon. Mulțumim sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncilor cooperatiste afiliate. Ne-au ajutat să fim hidratați cu o combinație excepțională de pH și alcalinitate, sponsorii noștri Perla Moldovei. Le mulțumim foarte mult pentru apa oferită. Mulțumim de asemenea prietenilor fideli de la Auchan, care sunt mereu alături de producțiile TVR și începând din acest sezon și în realizarea, iată, a emisiunii noastre. Vedeta populară merge mai departe. Pentru că i-a purtat noroc prima oară, Daniel Breban va cânta aceeași melodie cu care s-a prezentat la ediția specială de Ziua Copiilor. La 5 ani distanță vor urca pe aceeași scenă Daniel Breban și Angela Buciu. De trifoi, vai, nu-i dansul din sat de la noi. Frunzuliță, frunză verde de trifoi, vai, nu-i dansul din sat de la noi. Să mârcesc doi câte doi, lai, lai, la, na, 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 na. Moacile capă la noi, lai, la, na, na, na. Roate fecioraș și cu fete lângă cegeraș. Roată, roată, jucați roate fecioraș și cu fete lângă cegeraș. Să le saie palinile, lai, lai, la, na, 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 na. Să vadă nevestele, lai, la, na, na, na. Strigă badea apăsat, că e mult n-am mai jucat. Strigă badea, strigă badea apăsat, că e mult n-am mai jucat. Și mă-nvârche bărbăchești, lai, lai, la, 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 la. Și la lume e poveste, lai, 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 lai. Picioare moi, râdă lumea, râdă și de voi. Ui, 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 da, ui, 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 picioare moi, râdă lumea, râdă și de voi. Că eu joc cu cine-mi place, lai, lai, la, na, 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 na. Și n-are nimeni ce-mi face, lai, la, 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 la. Lai, lai, la, 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 la. Și n-are nimeni ce-mi face, lai, la, 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 la. Angela Buciu, bună seara! Ce bucurie să fiți astăzi seara bună alături seara. De noi și alături de Daniel. Mă bucur să vă văd. Așa de multe aș avea de spus. Vreau să-mi spuneți despre mai el. Mai ales că mă aflu în această instituție unde m-am format ca artist,
cât despre Daniel, iubește atât de mult folclorul și dacă va reuși, împreună cu o altă pasiune a lui, muzica clasică, să îl îmbine în așa fel încât să-i ofere prilejul să ajungă un cântăreț de excepție, un artist, pentru că, de fapt, Daniel s-a născut să fie artist. Mulțumim tare mult pentru că i-ați fost, îi sunteți și îi veți fi, sunt convinsă. Mulțumesc. Alături. Mulțumim foarte mult, Angelei Buciu. Mulțumim. Doamne ajută. Hai să vedem ce spune juriul. Bogdan, te rog. Mărturisesc că mi-a plăcut mai mult primul tău moment decât ăsta, dar cred că pentru vârsta de 17 ani te-ai prezentat foarte bine. Ai cântat un cântec liric la partea întâi, la partea a doua ai ales să cânti un cântec de joc. Ăsta a fost un fel de scuturat, nu cum îi spuneți voi în chioară. Nu, este un dans, se numește Roatele. Roatele, ok. Da. Repet, pentru 17 ani este foarte bine, este nemaipomenit. Lucrurile pe care urmează să ți le spun sunt mai degrabă chestiuni de finețe pe care le-aș fi făcut eu. De pildă, eu în locul tău, pentru că studiez viola, aș fi vorbit cu domnul dirijor și l-aș fi rugat să te acompanieze doar un trio. Să ai doar o vioară, o violă și un contrabas în spatele tău, ca să sune și mai aproape de muzica aia de trio Transilvan, din partea de nord a Transilvaniei, la care mă duce cu gândul acest cântec. Da, într-adevăr, într-o seară, așa, stând și gândindu-mă la acest moment, printre altele, mă gândeam cum ar fi să fiu acompaniat de un trio transilvanian, dar, nu știu, având în vedere că am avut orchestră bună, mă gândeam că, nu, o să sune mai plin, de ansamblu, nu, de aia am ales. Ok, perfect, super. Mulțumim. Mulțumesc. Cornelia, te rog. Eu mă topesc de dragul lui. Doamne, ai răspunsuri atât de frumoase. Să știi că rar se întâmplă. Sunt mândră, încă o dată spun, că vii din Maramureș. Mă bucur că o ai ca dascăl pe doamna Angela Buciu, pentru că doamna Angela Buciu e un dascăl foarte pretențios. Nu e așa ușor să treci de dumnea ei. E un pic greu, pentru că atunci când vă simte că sunteți buni, vă cere. Da, într-adevăr, da? Așa e, da. Vede la tine ce poți. Și a spus tare frumos că tu ești născut ca să fii pe scenă. Asta cred și eu și îți doresc să ai succes în tot ce faci. Sunt mândră de tine. Mulțumesc. Mulțumim. Niculina, te rog. Foarte frumos. Ai un 10. Wow, da. Știi ce aș vrea? Aș vrea mulțumim. Să dai puțin jos clopul, să te văd și fără bineînțeles. Clop. Ia să te văd. Uite-mă ce băiat frumos. Ne ducem mai spre 17 ani. Da, așa. Da, un pic mai ciufulit, dar da. Ia, ia. Piscină! Hai că mai trăiește. Ia, are puls. Are puls, mămică, are puls. Grigore Leșe, vă rog. Am văzut de atâtea ori aici profesori prezenți. Acolo unde profesorul este cu minte la el, și elevii sunt cu minte, sunt îndrumați. Dom'le, la text, cum să fie îmbrăcați, cum să se comporte, când să râdă, cum să iasă din scenă, cum să vorbească. Toate lucrurile astea contribuie la formarea personalității. Felicitări! Mulțumesc mult! Mulțumim foarte, foarte mult! Și poți să pleci fără pălărie. Da. Jos clopul! Ah, ce fain! Bravo, mă, băiatule! Da! Felicitări, mama! Ce ne cânti frumos împreună așa? Cu mama? Nu mă împreună. Da, mă lasă cu mama să vorbească. Mama începea el și pe aia intră ea. Da, păi da, să spun. O să cânti cu mama, dar a zis mama așa, să lăsați pe el să înceapă și vine și mama după tine. Hai, o strofă. Nu întreba pe mama, tu nu trebuie să cânti. Nu, uite, ți-o uite la mama. Da, nu ne potrivim la tonalități. Nu contează, vă descurcați, vine mama după tine. Să ține, să ține tine. Și noi, venim și noi cu tine. Ia. O strofă numai, ia. Bate vântul odorului la marginea satului, cu apa de la izvor, măi, mi-aducea măi cuții dor. Ce vorbești, mă? Și că nu ne potrivim la tonalitate. Păi, perfect. Am scos-o la liman. Păi... modest, îmi place, bravo, super. Vă felicităm. Felicitări, chiar felicitări. Aveți motive să vă bucurați și succes pe mai departe. Mulțumesc mult. Hai! Luați-vă în brațe, bucuriți-vă. Mai avem o probă. Da. Da. O voi trece și pe aia. Ține-te tare! Ține, uite, mă. Fă zăpăcit-o, ce dracu să stai pe apucii pe aici, de mă piedica ei. Ne-am conjurat familia, Rodica, pe o parte. Măi, lasă-mă, dă pălăria în coaș, ia-ți pe apucii aia că m-am împiedicat în ei.
Marta a ascultat întotdeauna cu plăcere cântecele ei și a admirat-o pe scenă. După ce s-a calificat din nou la Vedeta Populară, a vizitat-o în Argeș și acolo au repetat împreună. Doamnelor și domnilor, le ascultăm în duet pe Marta Pârvu și Simona Dinescu. Bună seara, Simona! Bună seara! Mă bucur să ne revedem!
Eu și mai mult. În multe rânduri alături de concurenții de la Vedeta Populară. De această dată, ce ne spui despre Marta? Prea multe amănunte nu vă pot da, că eu nu am studii muzicale, dar atât cât pot aprecia, este o fată care acceptă provocările sau care preferă provocările. A ales acest cântec, care este dificil de interpretat și ea și-a asumat, pentru că a îndrăgit tare mult acest cântec și a vrut să-l cântăm astăzi aici. Eu sunt convinsă că, fiind ambițioasă și cu acest glas, va reuși să-și urmeze visul. Eu îi doresc mult succes. Doamne ajută, mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături. Mulțumim! Hai să vedem, Marta, ce zice juriul. Niculina, te rog. Da, Simona Dinescu este o... este o apariție, este o revelație. Dar tu ai ales greșit. Piesa asta nu te ajută, nu te reprezintă, nu scoți cu nimic în evidență zona din care vii tu. Nici din punct de vedere interpretativ, nu ai putut să faci nimic din glășciorul tău, care de altfel există. Nu înseamnă că este capăt de lume ce-ți spun eu aici, ci că este părerea mea și tu o să o analizezi și o să decizi în funcție de cum vei considera mai departe. Eu cred că ai greșit. Mulțumim. Bogdan, te rog. Aș spune, pentru că lucrurile rele s-au spus, aș încerca să mai îndulcesc un pic paharul, pe cât posibil. Aș spune că mă bucur că ți-ai ales ceva greu. Consider că oamenii care își aleg lucruri grele reușesc să facă lucruri în viață. Consider că n-ar trebui să te dezamăgească acest lucru niciodată. Și îți mai spun un lucru, Marta, pe care ți l-am spus și la prima probă. În ciuda alegerii nefericite de piesă, tu ai o voce foarte bună. Bravo! A plăcut cum a vorbit? Ce e dat de la Dumnezeu, e dat de la Dumnezeu. Ea este dată de Dumnezeu ca să aleni sufletele oamenilor. Păi ce frumos vorbește, mă, nemernicule, un soț. Păi cum, dacă iubește, mă, cum? Păi și tu, omul zici, păi, du-te fă la vacă, du-te fă la, numai așa vorbește, vorbește cu fă. Cornelia, te rog. Probabil că nu te interesează părerea mea neapărat, dar eu ți-aș spune să ridici zona ta, zona Brăilei. Aș vrea să profiți, având în vedere vocea, glasul tău frumos și posibilitățile tale, să profiți și să-ți faci un drum aici. Că după aceea mai faci și altceva. Da, eu cânt și muzică ușoară, cânt și muzica română, dar mai întâi lumea mă știe că eu sunt Cornelia Rednic, cea care cântă folclor din Maramureșul istoric, da, Maramureșul voievodal. De aici încolo ține doar de tine, de alegerea ta. Mulțumim, Eliza Stan, vă rog. Tu ai un glas inconfundabil. Ai o voce care îți permite să mergi cu lejeritate din grav până în acut și ai știința de a cânta pe care ai dobândit-o prin studiile muzicale făcute la Canto Classic și nu este puțin lucru. Succes! Mulțumim! Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog! Aici sunt trei probe. Aici urmărim auzul, repertoriu, glasul, inteligența muzicală. Aici nu e o întâlnire din asta, gata, cântăm astăzi și m-am văzut la televizor. Păi deja bă, te-au văzut la televizor, dacă de câte ori te-au văzut, te-au auzit cântând prost. Tu trebuie să faci selecția asta. Tu trebuie să știi unde cânți, când cânți și de ce cânți. Și ce? Și ce? Atenție pentru viitor. Că așa de arătoasă ești arătoasă. Dar să fii arătoasă și la minte. Că se zice la noi așa, unde o văd pe mândra în dos, nici ești mort, nici sănătos. Oh. Unde o văd pe mândra în față, nici ești mort, nici cu viață. Da, dăm voia să-i mulțumesc, Marta, deci ești minunată. Mi l-ai făcut pe Grigoraș să cânte. Mai zi aia cu mândra ce mi-a făcut și pe dos și pe față, cum era? Și pe dos și pe față. Mai zi o dată. Unde o văd pe mândra în dos, nici ești mort, nici sănătos. Dar unde o văd pe mândra în față, nici îți morniești cu viață. No. Aia, vezi? Vezi cum prinsă viață să cânți așa cum ai cântat astăzi în emisiunea asta frumoasă, pentru că pe mine m-a uns la suflet. Uite, și pe el, că ai făcut ce ai făcut din el. Uite ce cântec ai ieșit, uite ce glas minunat. Așa te vreau în emisiunea asta, să cânți frumos, să fii voios. Te pup, Grigoraș! Mulțumim! Mulțumim frumos, succes! Ne vedem la proba a treia, succes! Domnul Mihăescu va cânta la Vedeta Populară alături de un tezaur uman viu și a dorit pe cineva care să cânte balada lui Iancu Jianu. Mihai Mihăescu și Ion Crețeanu.
Și apoi ne-i că trei lămâi, trei lămâi și trei gutui. Iancule, de unde vii? De la târg de peste zi. Iancule, ce-ai târguit? 7-8 oca de plumb să dau loc copii în plumb. Mai luai vreo 5 oca. Alea e păsa mapta, alea-i la drumul. Când ai vrea, când mă ajunge poate treabă. Că eu sunt băiat fălos, eu duc poate treabă jos. Sunt băiat cu părmănat, cu 7 poate mă poate. Cu 7 poate mă poate. Mă podoare, mă podoare, trage podul mai la mal. Trage podul mai la coane, îți răcesc un tron țâșane. Trage podul mai la mine, răcesc un glonț în tine, că răcesc un glonț în tine. Că-mi e murgul ca nebună-i, că-mi e murgul ca nebună-i, bate oricul ca pătrun, bate oricul ca pătrun. Și-mi e murgul ca nerod, bate o tu capă pot, bate o tu capă pot. Și la mal când mă scotea, mai nimic nu se uda, doar colțul la-i plingea. Bravo! Bravo, domn profesor! Să trăiască, domn profesor! Uh-huh. Yeah. Ia taci, Floro! Bună seara, domnule Crețeanu! Bine ați venit la Vedeta Populară! Doamne ajută! Alături de domnul Mihăiescu. Ce ne spuneți despre dânsul? De ce vă place? Sunt ani buni de când... La microfon, vă rog! Sunt ani buni de când ne-am întâlnit la liceul pedagogic de la Craiova, acolo unde domnul profesor buchisește cu elevii tainele cântului tradițional, să-i zicem. Deci astă seara ați venit în calitate de prieten bun? Și vechi. Și foarte vechi, și foarte vechi. Vă mulțumesc tare mult pentru că i-ați fost alături în această seară. Vă așteaptă colegii mei, iar bucuria noi ne vom, și de partea mea. Ne vom reîntâlni, sper, în astfel de ocazii. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Așa să ne ajute Dumnezeu! Am să vă invit aici un pic mai aproape, domnule Mihăiescu, și să vedem ce spune juriul. Cornelia, te rog! Vreau să fiu sinceră și să spun că unii oameni pot să exceleze ca dascăl extraordinari și alții ca soliști extraordinari. Eu vă doresc succes în cariera de dascăl pentru că o faceți extraordinar. Mulțumim frumos. Bogdan, te rog. Da, domnul Mihăiescu, având în vedere că aveți 58 de ani, pot să fiu ceva mai sincer. Momentul mi-a amintit puțin de Cenaclu Flacăra, dacă mai țineți minte. Știți, zona aceea folk rock, chiar psychedelic folk rock, inspirată de personalitatea lui Florian Pitti și în care se amestecau și cântece patriotice, și cântece pop rock, și cântece folclorice. Cred că momentul ar fi putut fi organizat un picuț mai bine. Mi s-a părut un pic școlar, cântă unul o strofă, unul o strofă, unul o strofă, unul o strofă. Mi-ar fi plăcut să cântați poate și împreună, poate și unul peste celălalt. Chiar dacă nu întotdeauna v-ați fi putut întregi foarte bine cântul dintr-o parte în cealaltă, plus că în varianta asta a cântecului Iancu Jianu, poate ați fi găsit o variantă să mergeți și pe alergat, pe gonit, să capete, de fapt, arhitectură muzicală de doină, nu doar de hor. Și aș mai spune un lucru, felicitări orchestrei, a fost extraordinar de greu astăzi. Alba, Țara Chioarului, Iași, Brăila, Telorman, nu-i deloc ușor și domnii de la Suceava au făcut o treabă extraordinară din punctul meu de vedere. Felicitări, maestre, și felicitări, dragilor. Ați fost super, super bun. Deci, cam asta e părerea mea, domnul Mihăiescu. Altminteri, sunt de acord întru totul cu colega mea Cornelia, care a spus că consider că vocația dumneavoastră este la catedră. Mulțumim frumos! Grigore Leșe, vă rog! Da, am ascultat prima probă și când am auzit că e vorba de duetul acesta, m-am așteptat la ceva mai bărbătește. N-a fost rău. Dacă când intri în concurs, dom'le,
sunt profesor, trebuie să dau replică la tineri. Și atunci dumneavoastră aici trebuia să iasă fum din cobză și să fie totul extraordinar. Nu-i de ajuns numai să mă apropiu de stilul X, Y, cum mai s-o mai cântat. Trebuie să fiți strălucitori. Mulțumim frumos, Niculina. Mă gândeam la experiențe. Acest platou al vedetei populare este o experiență pentru fiecare dintre cei care ajung aici. Și făceam un exercițiu pe care eu cred că dumneavoastră vi l-ați dorit să-l experimentați. Să trăiți aici, în față, ce li s-a întâmplat elevilor dumneavoastră atunci când au fost. Și mă gândeam, cât de frumos ne-ar sta nouă, jurații, cei care cântăm, să fim concurenți într-o bună zi. De și acord. Aici, în juriu, eu sunt de acord. Să fie așa. Cei care au câștigat vedeta populară. Și să vedem tinerii, cu bruma aceea de experiență pe care o au, își vor găsi cuvintele să ne spună ce e bine și ce nu. Noi ne vom găsi curajul să stăm în fața unei alte generații și să cântăm ce știm, ce stăpânim și să n-avem emoția că dacă ceva îmi spune și nu o să-mi pice bine și nu o să-mi fie bine și nu o să rămân marcat. Eu uite copilul ăla ce mi-a spus. Acestea sunt experiențele minunate pe care le trăim la vedeta populară. Eu cred că dumneavoastră asta v-ați dorit. Să trăiți această experiență de aici și nimic mai mult. Așa că vă felicit din tot sufletul pentru absolut tot ce reprezentați dumneavoastră ca profesor și ca om care astăzi seară v-ați prezentat în fața noastră cu grijă pentru cântecul popular adevărat. Mulțumim frumos! Ne vedem la proba a treia. Mulțumim! Mulțumim! Hai să vedem! 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 Pa! Numărătoarea cu ouăle. Eu n-am treabă cu problemele de aici. Eu am venit să arăt... Să mă vedeți pe mine. Ce ți-am zis, mă? Ți-am zis? Ia! Dragă, dragă-mi ești, leliță, floare, când te zeu apă cărare. Mă dam și eu un bar acum, dar nu ți-am Luăm o mică pauză de publicitate și ne întoarcem cu vedeta populară. Alte emoții, concurenții sunt pregătiți pentru momentele artistice care urmează. Rămâneți cu noi! Farmacia inimii, Catena. Farmacia inimii, Catena. Vedeta populară continuă cu proba care sperie și cei mai curajoși concurenți. Noi îi spunem simplu proba a treia. Ei îi spun proba de foc. Îi invit în scenă pe concurenți. Așadar, veți auzi un fragment muzical pe care trebuie să-l redați în tocmai. Aveți dreptul la o singură repetiție. Roxana, te rog. Daniel? Probabil de domnul Bogdan Simion mi-e puțin frică, deoarece el dictează puțin mai mult și stilul în care el interpretează fragmentele probabil o să-mi dea de furcă, dar o să scot cumva toate acestea la un bun sfârșit. Începem cu Roxana. Ce scrie pe biletul tău? Cornelia Rednic. E simplu ce stau, da? Dar n-am ce-ți da, eu mai că n-am ce-ți da, numai inima mea. Dar n-am ce sta, la 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 la, ta na 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 na. Mulțumesc.
A fost proba a treia pentru Roxana. Mergem mai departe la Daniel. Ce scrie pe biletul tău? Grigore Leșe. Săraca Maria Filip, atunci când am ascultat-o, avea 72 de ani. Din Suciu de jos. Dumnezeu să o ierte. Am notat, este în culegerea la Obâr și Grigore Leșe. Ascultă. Cucule de pe măgură cântăm în cetera, diceva cânt spătișitură, diceva cânt spătișitură. Cucule de pe măgură cântă cetera, dice cânt spătișitură, dice cânt spătișitură. Păi, stai, Daniel? Da. Păi, Daniel, mă, ai cântat bine, mă. Mulțumesc. Da. A fost proba a treia pentru Daniel. Mergem mai departe la Marta. Ce scrie pe biletul tău? Bogdan Mihai Simion. Marta, eu am zis că sezonul ăsta o să dau numai din repertoriul Mariei Tănase și o să funcționeze atât de aleatoriu încât o să o iau de la primul ei disc din 1936 și până într-un anume punct unde se vor opri concurenții. Și ai nimerit la un cântecel transilvan. Fii atentă că e foarte ușor. Șoceată de buciu mari, mi-a ieșit în drum cu pari, corujână de cuțit, pe toți i-am făcut nimic. La 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 la. Mulțumesc. Mulțumim. A fost proba a treia pentru Marta. Mihai, ce scrie pe biletul tău? Grigore Leșe. Dar ce au cu mine, mă? Foaie verde cam o lotru, ce rămuțe zace-n codru. Foaie verde cam o lotru, ce rămuță zace-n codru. Ok. Mulțumim. Da. Și aici se încheie concursul pentru dumneavoastră. Vom vedea care este decizia juriului în câteva clipe. Cred că e destul de clar de când a început acest concurs. Da. Am să încep cu Cornelia Rednic. Să ne spună cine ocupă locul al patrulea. Pe locul patru ești tu, Marta. Marta, locul patru în această seară, dar cred că drumul tău, sper din toată inima, să continue având în prim plan, în atenție, toate recomandările primite în această seară. Doamne ajută să ne revedem cu bine. Îți dorim succes! Locul al treilea. Ne-l anunță Grigore Leșe. Pe locul 3 este Roxana Mărginean. Roxana Mărginean, locul al treilea, nu-i deloc puțin în această seară. Succes în tot ceea ce vei alege să faci pe mai departe. Succes! Mihai Mihăescu, Daniel Breban, iată, avem aici doi artiști, generații diferite și vom vedea care este decizia juriului. Niculina Stoican, te rog să ne spui cine este câștigătorul acestei serii. Dar ce frumos! Două generații prezente la Vedeta Popular. Generația câștigătoare astă seară este... generația tânără prin Daniel Breban. Daniel Breban câștigă în această seară, doamnelor și domnilor, merge mai departe în semifinală.
Mihai Mihăescu, locul al doilea, drumul nu se încheie aici. În ediția a șaptea vom afla dacă poate dumneavoastră veți fi cel extras în urma atragerii la sorți pentru încă un loc în semifinală. Deci mai aveți o șansă, domnule profesor. Mulțumim foarte mult și ținem legătura. Daniel, felicitări din toată inima pentru tot ceea ce ne-ai oferit în această seară. Vedem ce vei face în semifinală. Îți doresc succes. Mulțumiri speciale sponsorului principal, Catena, farmacia Inimin, care oferă și în acest sezon marele premiu de 100.000 de lei. Eu vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră. Duminică seară, toată România e populară. Rămâneți cu noi! Toate cele bune, o săptămână minunată! De acum încolo o să mă documentez despre folclorul minorităților. Am ceva de lucru acolo, învățat cântecul din limba respectivă. De asemenea, obiceiuri locale, o să mai scot tot ce, să văd ce pot să găsesc pentru a fi cât mai ofertant juraților și publicului și să fie cu adevărat ceva de valoare. Poate chiar să mă conducă pe drumul câștigării marelui premiu. Terminarăm o ediție și mă termina și pe mine nervos. Hai, la revedere, până la ediția următoare. Hai pe scări, că de mâine nu merge liftul. Farmacia Inimii.